Prieteni, să apropie alegerile pe 30 noiembrie. Și că eu mă gândesc, de ce, de exemplu, domnul Vlad Filat nu ar urca într-o zi pe un scooter să meargă pe un râu sau ceva, să arate că el e lider? Sau de ce domnul Pahutniuc, iertați-mă de expresie, nu ar sufla într-un fluier să arate că și el e talentat? Eu, de exemplu, asta o fac, dar nici măcar nu mă balotez în politicieni. Băgați de seama ce spun, eu nu spun cu cine să votați, eu mai degrabă spun cine să nu votați. Al vostru, Хачико, Андрюха Балакан. Поехали!